Tablul de afiș în cadrul etapei 21 este ținut de derbiul dintre ocupanta locului 3 SCM Argeș-Pitești cu 44 de puncte și liderul Chindia Târgoviște cu 47 de puncte acumulate. Oaspeții de pe stadionul Nicolae Dobrin nu ar trebui să aibă emoții, pornind cu prima șansă în duelul cu gruparea argeșană, care traversează o perioadă mai dificilă, având în vedere că echipa ar putea fi desființată la finalul sezonului, în cazul în care FC Clinceni va veni la Pitești. În plus, Valentin Sinescu nu va putea alinia în teren doi dintre jucătorii cheie a echipei, Iulian Tameș, care a fost suspendat după cartonașul roșu primit în partida cu Fortuna de acum două săptămâni, și atacantul Adrian Dulcea. Nici calculele clasamentului din play-off nu dau șanse pentru argeșeni, care se află la o distanță de 6 puncte față de formația lui Silviu Dumitrescu, care și-a judecat până în prezent 18 puncte. Iată clasamentul play-off. Având biletul de calificare în play-off-ul Ligii a 3-a în buzunar, FCM Câmpina nu are de ce să-și facă griji în etapa 21. Echipa antrenată de Daniel Chiriță va face o vizită modestei FCM Târgoviște, iar rezultatul partidei nu va fi o surpriză dacă luăm în calcul că formația dâmbovițeană se află pe locul 11 cu 16 puncte acumulate, față de oaspete care și-a asigurat treapta a 6-a din clasamentul general, având o zestere de 33 de puncte. Abordăm cu încredere că vom câștiga, atmosfera e bună, adversarul are o trupă un pic mai omogenă decât a noastră, dar prin dăruire putem să-i învingem. Deci se înțeleg că sunt șanse să bifați o victorie, da? Da, sigur că da. Cu un moral ridicat va aborda și Urban Titu partida cu Compet Ploiești, victoria obținută cu Avânt Urechi. În etapa 20, le dă băieților lui Nicu Croitoru voie să viseze la o altă reușită, deși pornește cu a doua șansă, având în vedere că adversarul se situează pe treapta a 7-a cu 22 de puncte, iar aceștia se regăsesc pe locul 9, 18 puncte ajutecate. Iată programul complet al etapei 21 Liga 3-a, seria C6.